Bine v-am găsit! E timpul știrilor și emisia Primului Post Nistrean de televiziune este continuată de redacția emisiunilor în limba moldovenească. Astăzi, la Dubăsar, s-a deschis Forumul Republican, care vine să atragă atenția față de persoanele cu dizabilități fizice, dezvăluirea necesităților lor, acordarea ajutorului de care au nevoie. Kamenka și-a celebrat a 408-a zi de naștere. Să împărtășească bucuria cu cămencenii a venit prezidentul Republicii Eugeniu Șefciuc și membrii guvernului. Tradițional, în ajunul zilei Republicii în orașele Nistreniei se face ordine, cum au decurs lucrările de amenajare la Bender. La 30 august, ora 11:30, va avea loc tradiționala conferință de presă a prezidentului Republicii Moldovenești-Nistrene, Eugeniu Șefciuc. Ea va fi consacrată aniversării a 26-a din Ziua Creierii Republicii. În cadrul conferinței de presă va fi prezentată informație despre rezultatele de bază de activitate a prezidentului și echipei lui timp de 5 ani. Eugeniu Șefciuc, la fel, va răspunde la întrebările jurnaliștilor nistreni și străini, va reflecta temele de bază ale vieții politice interne și externe a țării. Întrevederea cu jurnaliștii va avea loc în centrul de presă al administrației prezidentului. Conferința de presă va fi translată în emisie directă de către Primul Post Nistrean de televiziune Radio 1 și Primul HD. Astăzi, la Dubăsar, s-a deschis Forumul Republican sub egida administrației prezidentului, a Teleradio Companiei de Stat Nistrene, Ministerului Protecției Sociale, Educației și Organizației Obștești, O Lume pentru Noi Toți. Scopul activității atragerea atenției față de persoanele cu dizabilități fizice, dezvăluirea necesităților lor, acordarea ajutorului de care au nevoie. Cu un mesaj de salut s-a adresat către organizatorii forumului și participanții lui, prezidentul Republicii Eugeniu Șefciuc. Astăzi în Republică, una din ramurile prioritare ale dezvoltării statului este susținerea copiilor cu posibilități fizice limitate, lărgirea programului de înfiere a micuților orfani de către familii complete. E foarte important când la nivelul activităților date sunt elaborate recomandări pentru organele puterii de stat. Vreau să vă doresc succese și o muncă efectivă. În cadrul forumului au fost organizate diverse ore demonstrative, unde copiii și cei maturi cu dizabilități fizice au demonstrat ce rezultate au obținut în sport și cultură, căci starea lor fizică nu le împiedică să obțină rezultate înalte. Discipulii noștri participă activ la diverse spartachiade. Avem sportivi la tenisul de masă, atleți, sunt și rezultate înalte. Победа! Vă doresc sănătate, succese și nu numai la șah, dar și în toate inițiativele dumneavoastră. În cadrul forumului, conducătorii centrelor de reabilitare au abordat întrebarea insuficienței tablelor interactive. Ele, spun specialiștii, esențial ar influența asupra nivelului de predare a obiectelor necesare. În decursul lunilor septembrie și octombrie trebuie să satisfacem cerințele în direcția dată în toate școlile Republicii, inclusiv pentru instituțiile cu predare în limba moldovenească, ucraineană și cele cu o categorie deosebită. La forum participă aproximativ 200 de micuți și maturi cu handicap. Toate clasele de maestrie sunt îndreptate spre a le demonstra copiilor cu handicap, părinților, că există posibilitatea de a se realiza în sport învățământ. Printre ei este și Alexandru Tregubov. Băiatul, deși are doar 13 ani, deja este campion al competițiilor republicane la înot. Asemenea activități sunt foarte necesare. Până nu de mult considerăm că doar eu am un copil deosebit. La forum deja ne-am împrietenit cu multe familii care se confruntă cu aceleași probleme. Am un fiu minunat și mă mândresc cu el. Forumul va fi desfășurat timp de 2 zile. Închiderea lui va avea loc mâine seara. În ziua adormirii Maicii Domnului, Kamenka și-a celebrat a 408-a zi de naștere. Să împărtășească bucuria cu cămincenii a venit prezidentul Republicii Eugeniu Șefciuc și membrii guvernului. Expoziții de vânzare ale întreprinderilor Republicii, evaluarea orchestrei statului major al forțelor armate ale Republicii Moldovenești-Nistrene. E doar o parte a programului concertistic prezentat cămincenilor și oaspeților orașului.
Prima mențiune despre Kamenka a fost în 1608. Despre gloria moșiei lui Petru Wittgenstein din miraculoasa gubernie Podolia, până acum amintesc beciurile de vin clădite la începutul secolului XIX, terasele de viță de vie parțial păstrate și parcul vechi. Nu în zadar, Kamenka e numită Perla Nistreniei. Kamenka e casa mea natală, e un loc pitoresc pe care îl admir. Aici aerul e deosebit și apa, totul îmi este drag. E cel mai bun loc pe pământ. Eu mult am călătorit, dar aici e cel mai bine. Kamenka e orașul meu natal, unde cunosc absolut totul, unde visurile se realizează. După absolvire mă întorc în Kamenka și prin muncă proprie vreau să o fac mai frumoasă. Astăzi Kamenka e un oraș stațiune cu o populație de peste 10.000 de oameni, un parc vechi îngrijit, străzi curate, magazine și cafenele. Toate acestea fac orașul irepetabil. Cartea lui de vizită este sanatoriul Nistru, datorită căruia Kamenka e cunoscută departe de hotarele ei. Pentru prima dată mă odihnesc aici. E un oraș verde, curat, cu arbori mari. Le voi povesti prietenilor cât e de bine aici. Tradițional, cele mai importante pentru oraș activități au loc în parcul vechi. Pe aleile lui s-au desfășurat expoziții vânzări ale întreprinderilor din Republică. Să împărtășească bucuria cu cămencenii a venit Eugeniu Șefciuc cu familia. Noi toți în Republică știm că самым привлекательными, самыми красивыми местами являются места Noi cu toții cunoaștem că cele mai pitorești locuri sunt în Kamenka. Vă felicit cu ocazia sărbătorii. Vă urez succese, sănătate, bunăstare. Din partea guvernului și administrației prezidentului, vă dorim acest autobuz, căci orașul are nevoie de el pentru a transporta copii, invalizi și veterani. La activitate au fost onorate perechile ce trăiesc în căsătorie 50 de ani, familiile cu mulți copii, tinerii cămenceni născuți de ziua orașului. Au fost menționate cel mai bun teritoriu al întreprinderii, cea mai frumoasă casă cu multe niveluri și curte particulară. Un adevărat cadou de sărbătoare a fost concertul Orchestrei Forțelor Armate din Nistrenia. Întrebări ce țin de arhitectură și construcție, probleme locative, conflicte ale vecinilor. Șeful interimar al administrației de stat Bender, Lada Delibald, a recepționat cetățenii. În lista au fost 8 locuitori ai orașului. În administrația de stat s-a adresat sora pensionarii Nina Nicolaevna, care locuiește în casă cu un nivel pe strada Suvorov. Apartamentul e vechi. Deși locuința e municipală, reparația cosmetică a efectuat-o Comitetul de Exploatare a Locuințelor. Totuși, condițiile au rămas a fi nelocuibile. Ne-a fost refuzată privatizarea. Aș face de sine stătător reparație primind acest acord. Pensionara e unicul locatar al casei. În apartamentul de alături nu locuiește nimeni. Pentru a afla oportunitatea privatizării, problema va fi cercetată din plin. Este vorba că în casa respectivă sunt două apartamente. E necesar să știm în ce stare este al doilea apartament și e oportună sau nu privatizarea celuilalt. Iar Alexei s-a adresat după o autorizație pentru construirea terenului pentru copii. Acum se discută locul de aflare a acestuia. Autoritățile orașului au propus o variantă potrivită, scoarul Timireazev din cartierul de Mătase. Este un social obiect. Este un obiect social. Solicitantului a fost propus scoarul în care se presupunea un teren pentru copii și loc este destul pentru el. O mare parte a întrebărilor din cadrul recepționării tradițional s-a referit la conflictele dintre vecini. Compromisul e în stare să soluționeze majoritatea dintre acestea. În caz contrar, cetățenilor le se propune apelarea la judecată. În ajunul noului an școlar la Bender a avut loc conferința pedagogică. Conducătorii instituțiilor de învățământ mediu preșcolar s-au adunat la tradiționala întâlnire din luna august pentru a efectua analiza activității, a trasa planuri pentru anul de învățământ 2016-2017. Pentru început, pedagogii adunați în sala de festivități a școlii muzicale numărul 1 au fost informați că până la începutul anului școlar toți vor fi salarizați. Condițiile în prezent nu sunt ușoare. Analizând bugetul orașului pentru ultimii 10-15 ani, o situație atât de dificilă n-a fost. O simt toți cetățenii Republicii. Ne străduim să vă ajutăm. Salariul dumneavoastră va fi achitat până la 1 septembrie.
Strategia dezvoltării învățământului municipal, aceasta a fost deviza conferinței actuale, anume în școală este creat viitorul oricărei țări. Astfel, actualmente, în fața pedagogilor se află sarcina de a învăța copiii să înțeleagă esența lucrurilor și fenomenelor, a fi în stare să acumuleze noi cunoștințe pe parcursul întregii vieți, să le poată folosi în practică. Основная задача в этом учебном году – это всецелый переход. Сарчина де базы в новом ан де învățământ есть трецеря тотала а элевилор дин циклул примар ла стандарделе де învățământ де генерация а доуа. Де асемене, începem трецеря ла треапта а доуа а învățământului în clasele a 5-a a 9-a. Astfel vor munci mult atât pedagogii cât și copiii, căci sarcina noastră astăzi este nu de a învăța copilul, ci de a-l motiva la studii, bazându-se pe cunoștințele acumulate, al mișca spre dezvoltare, la acumularea cunoștințelor de sine stătător, adică de a studia pe parcursul întregii vieți. Începutul introducerii noilor standarde a coincis cu mari schimbări în procesul de învățământ. Școlile cu predare în limba rusă au fost completate cu literatură de învățământ de o nouă generație. 11 școli și grădinițe din Bender și-au schimbat totalmente exteriorul. Sistemul de învățământ este prioritar în Republică. Vedem ce atenție la moment este acordată școlilor, chiar și școlii noastre în pofida faptului că ea n-a fost inclusă în programul prioritate. Finanțe au fost folosite nu din bugetul local. Privim cu optimism în viitor, căci școlile nu sunt uitate. Cine investește în școli nu va edifica penitenciare, consideră înțelepții. La for a fost apreciată înaltă activitatea pedagogilor din oraș, în particular a familiei Radilov, stagiul pedagogic al cărora formează mai mult de un secol. Как-то педагогическая династия получилась случайно. Dinastia pedagogică a început de la tatăl soției, care a fost învățător la clasele primare. Noi cu soția suntem învățători de fizică, ambele fiice învățătoare de matematică. Pe parcurs au fost evidențiate succesele anului trecut de învățământ. Fiecare al 10-lea elev, 2016, a absolvit școala cu mențiune, 15 din ei cu medalie de aur. Conform totalurilor examenului unic de stat, orașul a demonstrat de asemenea succese frumoase. Administrația de stat a capitalei, în comun cu Fondul de Binefacere Caritate, cheamă cetățenii neindiferenți să ofere ajutor comun în formă de haine călduroase și mijloace gospodărești familiilor nevoiașe, aflate în situații dificile de viață. Zilele acestea, conducătorii organizațiilor de binefacere au mers în ospeție la 3 familii și nu cu mâinile goale. S-a adresat după ajutorul administrației de stat Tiraspol familia de refugiați din Ucraina. În legătură cu acțiunile militare din Donbas, Irina a fost nevoită să părăsească țara. În Istrenia, familia nu are nici rude, nici cunoscuți. Irina, la moment, e în căutarea unui loc de muncă. Familia suferă greutăți mari cu pregătirea copiilor pentru școală. Părăsind Donbasul, ei n-au reușit să-și ia lucrurile. Problema a fost soluționată cu ajutorul conducătorilor fondurilor de binefacere și acum mica Ecaterina e gata pentru școală. N-am avut niciodată așa haine, sunt foarte bune, îmi place totul ce mi-au dăruit. Aproape de centrul capitalei locuiește familia Martinenko. Victoria e mamă cu mulți copii, are 3 feciori și o fiică. Situația financiară în familie e complicată, muncește doar tata. Pe lângă haine, familia a primit în dar produse chimice și articole de papetărie. Noi înțelegem că o familie cu mulți copii necesită mari cheltuieli. Sperăm că susținerea acordată acum le va fi de folos. Am avut nevoie de ajutor. Copiii au nevoie de îmbrăcăminte și încălțăminte, lucruri pentru școală. Suntem foarte recunoscători pentru ajutorul oferit. Următoarea adresă încotro au mers organizatorii acțiunii, orășelul Novotiraspolskii, casa pentru copii orfani. Nina împreună cu soțul educă 3 copilași. Fetele în anul acesta merg la grădiniță. Lucrurile dăruite le vor fi de mare ajutor. E simplu a ajuta pe cineva dacă nu ești indiferent. Fiecare cine dorește a face un bine poate participa la acțiunea dată și să ajute acele familii care au nevoie de aceasta. Din an ce trece, numărul familiilor nevoiașe crește. Să fie ajutate cât mai multe, iată scopul de bază, spun organizatorii.
В планах у нас еще охватить порядка 40, может и более семей. Планифицăm ajutarea peste 40 de familii. Cereri primim în fiecare zi. În anul valorilor familiale ne străduim la maxim să oferim atenție nevoiașilor și vom continua a face acest lucru. Tradițional, în ajunul Zilei Republicii, în orașele Nistriniei se face ordine. Sunt vopsite scaunele în parcuri și scoare, bordurile, sunt greblate frunzele. Cum au decurs lucrările de amenajare la Bendir în secvența următoare? La Bendir, subotnicul a început de vineri. Colaboratorii administrației de stat fac ordine în unele din cele mai pitorești locuri, pe cheiul râului Nistru. Majoritatea colaboratorilor lucrează în cabinete. Subotnicile le oferă posibilitatea să fie mai aproape de natură, de parcul nostru. Cu cât orașul este mai frumos, cu atât el atrage mai mulți turiști curioși. La fel și locuitorii Bendirului se bucură de străzile sale curate. În timpul subotnicului, locuitorii de aici realizează și acțiuni de binefacere. Tradițional, angajații Ministerului Dezvoltării Economice vizitează internatul pentru copii cu dizabilități de auz și vorbire, pentru a amenaja teritoriul din jurul acestei instituții de învățământ și a comunica cu copiii. Colectiv, ministerstvo și руководство оказывает всегда поддержку. Colectivul ministerului și al orașului acordă mereu ajutor casei internat de copii din Bendir. Am dedicat subotnicul Zilei Republicii. Amenajăm teritoriul, vopsim bordurile, fațadele, strângem frunzele și le acordăm copiilor atenție. 6 voluntari din Ministerul Dezvoltării Economice ajută să facă ordine pe teritoriul internatului. Ei le vor înmâna cadouri copiilor către Ziua Cunoștințelor. Dubăsărenii la fel și-au adus aportul la curățirea și amenajarea orașului. La activitate au ieșit practic toți, lucrătorii întreprinderilor și organizațiilor, elevii școlilor locale. La activitate sunt atrași practic toți lucrătorii întreprinderilor și organizațiilor din oraș și raion. Fiecare își aduce aportul său la amenajarea localității. Unii dau cu var bordurile și copacii, alții adună și transportează gunoiul. Împreună cu locuitorii, noi facem orașul mai amenajat. E bine că sunt organizate asemenea subotnice. Atunci fiecare va păstra curățenia făcută cu mâinile proprii. N-au rămas indiferenți față de activitatea republicană și elevii. Fiecare a venit la subotnic cu unealta sa de muncă. La școala medie rusă numărul 2, copiii și elevii au muncit cu o dispoziție bună. Noi am hotărât să facem curățenie în curtea școlii, doar suntem în ajunul a două sărbători, 1 septembrie și aniversarea Republicii. Toți au muncit bine, în așa fel ne-am adus aportul la amenajarea nu numai a orașului, dar și a Republicii. Noi doar suntem o părticică a ei. E dimensionat că pe lângă subotnic, autoritățile locale efectuează și alte lucrări de pregătire a dubăsarilor către Ziua Republicii. Are loc reparația parțială a străzii Comsomolului, sunt renovate trotuarele pe unele străzi centrale. La școala medie numărul 5 din cartierul Havuzului este reconstruită complet curtea instituției. Munca dată va fi continuată și după sărbători. În plan este construcția trotuarului pe strada Sovietică și Karl Marx. Încă un iarmaroc agricol a fost organizat recent în capitala Nistriniei, pe strada Cotovski. Legume, fructe, miere, pește proaspăt, la prețuri accesibile. La iarmaroc a fost prezent și grupul nostru de filmare. Rândurile lângă punctele comerciale servesc drept dovadă că deja se încheie sezonul de vară. Cumpărătorii au procurat de această dată cu sacii producția agricolă pentru a o depozita pentru iarnă. Am procurat deja ardei, vinete, ceapă, roșii. Deja de 3 ori am venit încoace. Voi pregăti conserve pentru iarnă. Carnea de pasăre câte 24-27 de ruble. Pentru 1 kg este un preț destul de bun. Este ieftin și aproape de casă. E foarte comod. Am procurat totul și încep a conserva. Varză, morcov, ardei, vinete. În ultimele zile de vară, în ajunul noului an de învățământ, toți se grăbesc să procure rechizite școlare. Își continuă activitatea sa târgul școlar. Consultantul Mariana Cosin remarcă că un set de rechizite școlare pentru elevul clasei 1 costă în jurul la 200 de ruble. Caietele costă de la 1 rublă și 20 de copeci până la 20 de ruble, penarul de la 10 până la 40 de ruble. Avem de toate, creioane, plastilină, acuarelă, tot de ce au nevoie elevii din clasa 1 până în clasa 9. Fiecare doritor de a participa la iarmaroc se poate adresa conducerii administrației de stat pentru a le oferi gratis loc la piețele organizate în capitală.
Людей очень много, продавцов тоже довольно очень много. В Сент-Муцком Параторщи, Вензатор, есть у нас ассортимент богат, începând cu produsele din carne, conserve, pește și terminând cu fructe, legume, peștele crescut în liman. Întreprinderea Floare la fel și-a prezentat marfa sa. Următorul iarmaroc va fi desfășurat la 10 septembrie, pe strada Iunost, ultima oprire a rutei numărul 9. Atât pentru ediția de astăzi. Despre aceste și alte evenimente ale zilei puteți afla în ediția de seară a colegilor noștri. Iar noi vă dorim o zi bună în continuare. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine, 30 august, se așteaptă înnorări variabile. Noaptea pe alocuri va ploua slab. Vântul va sufla din nord cu viteza de 6-9 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord plus 19 plus 21, ziua 29-31 de grade de căldură. Noaptea în capitală 20-22, ziua plus 30 plus 32 de grade. În următoarele zile se așteaptă timp fără precipitații, temperatura aerului va scădea.